Alexandru Stoian Oglu acuză pe președinta Maia Sandu că împreună cu serviciile speciale ucrainene i-ar fi falsificat dosarul de corupție. Cele două firme ucrainene pe care le-ar fi primit drept mită nu îi aparțin, susține procurorul general suspendat. Președinta Sandu respinge aceste acuzații. Anul trecut, presa a dezvăluit că două firme ucrainene controlate de Vyacheslav Platon sunt înregistrate pe numele soției lui Stoian Oglo, Svetlana Kurdova. Asta se întâmpla după ce procuratura condusă atunci de Stoian Oglo renunțase la acuzările împotriva lui Platon. Procurorul suspendat declarase că datele sunt false și acum el susține că e vorba de un scenariu pus la cale de președinta Maia Sandu în timpul vizitelor sale la Kiev. Soția lui ar fi fost introdusă în registrul persoanelor juridice de serviciile speciale ucrainene, iar cele două companii nu le-a primit în calitate de mită și nu are nicio legătură cu ele. Și asta chiar dacă Ministerul Justiției de la Kiev a transmis oficial că Svetlana Kurdova e beneficiară cu act în regulă a celor două companii. Maia Sandu susține că nu a purtat discuții despre Stoian Oglo cu oficialii ucraineni. În comunicatul de presă emis de președinție se menționează că șefa statului urmărește cu atenție reformarea procuraturii și justiției, care totuși decurge cu dificultate. Președinta Sandu își exprimă încrederea că schimbările de la Procuratura Anticorupție vor da rezultate. Dosarul lui Stoian Oglo a fost trimis recent în judecată. El e acuzat de procurori de corupere și că l-ar fi lăsat pe Platon să iasă din închisoare. Prima ședință va avea loc luni. Procurorul general figurează și în alte două dosare de îmbogățire ilicită și abuz în serviciu. Acum un an, Stoian Oglo a fost suspendat din funcție.